Pentru a demonstra încă o dată cât poate să conteze ce pui în mașină atunci când faci o revizie, o să arăt proba ce am scos dintr-a mea la 11.000 comparat cu castrolul nou. Poate în acest fel este mai ușor de înțeles diferențele de calitate. Ulei castrol uzat V3. Uzat V3 nou. Vom face următoarea treabă. Voi pune uleiul meu uzat, care l-am scos la 11.000 de kilometri, în comparație cu ulei nou de la Castrol. Aici avem bidonul de Castrol, ulei nou. Aici se vede că a fost căpăcelul de Castrol. Castrolul uzat, V3-ul uzat, ce am scos din mașina mea, V3-ul nou. Filtru la 11.000 al meu, V3, e aproape ca unul nou. Bineînțeles că are unele mici urme, că totuși au trecut 11.000 de kilometri, dar dacă te uiți foarte bine, foarte atent, sunt diferențe aproape zero față de filtru nou. Cum arată un filtru nou? Uite, să vedeți și după culoare. Iar ăsta, filtru de Castrol. Ia uite aici. Foarte crăcănat. Lipit și în partea asta foarte multă mizerie. Zona asta foarte multă mizerie acumulată pe o porțiune de câțiva centimetri. Dar și pe unde nu este mizerie sunt spații ori prea largi, ori prea strâmte, ori neuniforme. Dunga asta nu luăm în considerare, ci luăm doar aspectul ăsta. Ne uităm aici cât sunt de distanțate sau lipite. Și ca să ducem testul la alt nivel sau la un nivel extrem, arăt aceste eprubete. Asta este o eprubetă care am mai folosit-o la câteva teste de la acel V3. Se vede că este aici puțin afumată sus. O punem aici, în primul locaș. Aici, la fel, este o eprubetă care am mai folosit-o iar la câteva teste cu acel ulei italian și o punem aici. Iar aici este o eprubetă 100% nouă pe care vom pune sau în care vom pune uleiul Castrol nou. Deci, în concluzie, vom face testul diferit. Voi pune uleiul meu uzat la 11.000 în comparație cu castrolul nou și apoi în comparație cu uleiul italian sau acest V3 nou. Pentru că în acest moment nu prea avem timp mult și sunt ocupat cu mai multe probe și mai multe teste, voi face în acest clip proba doar între uleiul meu uzat la 11.000 versus Castrol nou. Înainte de a începe testul, vom spune încă o dată. Ulei ce am scos eu din mașină la 11.000 de kilometri, V3-ul, V3-ul nou și Castrolul nou. Iar aici, Castrolul uzat, V3-ul uzat, V3-ul nou. Dar arăt, iau pe deget, că acesta este o culoare maronie. Nu este neagră. Aici ne putem uita la rezultate. Ulei uzat la 11.000 ăsta al meu, V3-ul. Uleiul nou V3 care l-am încălzit. Și castrolul. Dar reține încă o dată că aceste două eprubete sunt cele folosite și la alte teste. Iar asta este eprubetă 100% nouă. Deci ar trebui să fie dezavantajat în comparație cu
acest Castrol pe probetă nouă, ulei nou. Dar vedem exact contrariu. Și vom vărsa în acest vas de sticlă pe fiecare. Prima dată voi vărsa pe acesta V3-ul uzat la 11.000, scos din mașina mea, cum a fost și acel clip, am arătat. Îl vărsăm aici și vedem că încă nu este negru zmoală, tot mai este puțin maroniu. Iar eprobeta o punem undeva aici, în picioare. Voi încerca să iau puțin pe deget, să-ți arăt. Nici acum nu este negru complet, tot mai este puțin maroniu, deși a fost dus la test extrem. Ținut în mașină 11.000 de kilometri, încălzit încă o dată și totuși își păstrează calitățile. Destul de ok, dar motivul pentru care l-am dat jos la 11.000 și nu l-am ținut mai mult este cel al filtrelor. Am explicat că ce sunt filtre în România, nu am încredere sau curaj să țin mai mult de 11.000. De asta fac revizia la maxim 11.000. Deși uleiul ar duce mult mai mulți kilometri. Deci aici ai văzut cum arată ăsta. Pentru a vedea încă o dată, îl pun și pe cel nou V3 care l-am încălzit. Să vedem comparația la culoare. Uite, ăsta este. Și ne uităm aici. Este puțin mai deschis la culoare. Logic că este uleiul nou. Am încălzit pe cel nou, iar ăla era de 11.000. Și voi pune aici eprubeta sus. Acum o să luăm și eprubeta de Castrol uzat. O am în mână. Și ca să nu influențeze ăstea rezultatul, o pun la loc eprubeta, șterg vasul ăsta ca să vezi diferența mai bine. O pun la loc, îl vărs în vasul meu de ulei uzat în care arunc toate probele pentru a fi băgate la foc. Așa. Acum o să șterg cu cârpa asta vasul cât pot de bine. Să încerc să o șterg bine. Și acum hai să punem și eprubeta de Castrol. Picioare. Asta a rămas din Castrol. Văd că s-a mai răcit, pot să pun mâna pe ea. Hai să ne uităm la ea. Uite cum are la fund, cât de negrită, aici cât apata are și cât de mult s-a evaporat dacă am lăsat-o să ducă la nivelul celorlalte uleiuri. Rezultatul ăsta este destul de elocvent și concludent pentru oricine. Eprubeta de Castrol ulei nou și spre comparație o iau pe aia a mea de ulei la 11.000 ca să vedem asta de aici și uite-te la ea. Chiar și asta arată mult mai bine în comparație cu cea de Castrol și eprubeta ce a mai fost folosită la încă câteva probe. Nu este eprubeta nouă. Asta este cea de V3 nou.
și este aproape perfectă. La un om care era fan în Reed Castrol și zicea că el numai Castrol pune, are impresia că este cel mai bun pentru mașina lui, i-am făcut propunerea. Îți dau uleiul ăsta uzat și faci o comparație cu Castrolul tău nou. Dacă merge mai bine, mașina cu cel uzat la 11.000, ce am scos eu dintre a mea, bate Castrolul tău nou, tu îmi dai mie un rezervor de motorină plin. Dar dacă eu pierd pariul, îți dau eu ție un rezervor. Evident că nu a acceptat, pentru că i-am arătat și filtrele cum arată la mine și a știut și el cum arată filtrele la el. De multe ori când mi-aud discuții de genul despre Castrol sau că ei folosesc Castrol, le spun, bagă să fii sănătos, dar la portofel gros, pentru că pe viitor inevitabil o să ai probleme. Fiind un ulei de calitate foarte proastă, deseori și falsuri în România, nu poți să ai pretenții foarte mari de la mașina ta pe termen lung. Inevitabil vor apărea defecțiuni și probleme asociate uleiului de motor, pentru că el este viața mașinii. Chiar dacă nu se strică motorul imediat sau altceva, dar sunt multe piese ce au legătură cu lubrifierea uleiului de motor. Am făcut acest experiment cu Castrol nou și uleiul meu uzat, pentru că acum câțiva ani de zile, când am cumpărat mașina, avea în ea Castrol și era nivelul la minim. Deși omul plătise în service, făcuse revizia, umplusă baia de ulei la nivelul normal. Sper că aceste informații să-ți fie de ajutor, de folos și dacă vrei să vezi și alte clipuri pe acest canal, apasă butonul de like, subscribe și scrie părerea ta în comentarii ca YouTube să te anunțe când postăm ceva nou.